astăzi am văzut că s-a prelungit starea de alertă și vom avea încă două restricții în plus. Practic, ce se schimbă? De la nu vom mai intra în casă la ora 11, așa cum era până acum, intrăm de la ora 10. Acum se pune întrebarea cu ce ne ajută acea oră, că intrăm la 11, că intrăm la 10. Crezi că va da rezultate? Se va schimba ceva? Că intrăm la 10 și nu mai intrăm la 11 în casă? Atunci de ce această... Nu cred. Nu mi-am explicat niciodată aceste restricții, care sigur nu sunt doar în România. Se întâmplă și în alte state aceste modificări de oră. Pur și simplu nu reușesc să le găsesc rostul. Ce nu înțeleg însă este de ce în continuare avem diferențe foarte mari la nivelul testării între județe. Sunt județe unde, nu știu, faci 60 de teste și altele în care faci 8.000 de teste. Sigur că e vorba de raportarea la populație, da? Dar județe asemănătoare ca populație testează total diferit, la extreme total. Eu cred în continuare că trebuie gestionată mult mai bine partea aceasta de testare, identificarea focarelor, impunerea de restricții clare pe anumite zone, da? Măsuri, da? Pe anumite zone. Cred în continuare că trebuie infuzat foarte bine la nivelul sistemului de sănătate cu echipamente. Medicii au obosit după atâta și atâta timp, după atâția ani, după acești 2 ani, atâtea luni vreau să spun. Eu cred că aici trebuie lucrat, nu la nivel de restricții. Nu mă ajută la nimic că se închide magazinul cu o oră mai devreme sau că se închide teatru cu o oră mai devreme. Nu ajută la nimic. Oricum, activitatea noastră e și o perioadă încă răcoroasă. Se desfășoară până pe la ora 8-9 în general. Nu, după 9, eventual mai stăteai în oraș. Nu există așa o aglomerație. Vorbim aici de urban în general, da? Nu, această restricție nu o înțeleg. Însă sper foarte mult că nu vom ajunge la situația de a impune restricții în noaptea de înviere. Pentru că anul trecut asta s-a întâmplat. Eu cred că guvernul, dar mai ales biserica, are această putere de a organiza așa cum se cuvine slujba de înviere, noaptea de înviere. Ar fi mare păcat să trecem al doilea an consecutiv printr-o sărbătoare între aceasta așa cu teamă cumva, deși a existat o solidaritate copleșitoare anul trecut de Paște. Într-adevăr, există o mare îngrijorare în spațiu public și mulți oameni ne scriu și ne întreabă, da, într-adevăr vor fi restricții și în seara de Paște, nu știm să răspundem la acest moment, însă vedem că în continuare numărul de cazuri de noi de coronavirus este creștere. Ne apropiem, da cu 5.000 de cazuri zilnice. Da, oamenii respectă măsurile. Agenții economici au respectat atâtea afaceri închise, Horeca prăbușită pur și simplu, fără măsuri coerente, că domnul Năsui în loc să umble după cai verzi pe pereți, hârtice, eu chiar îl respectam mult pe Claudiu Năsui pe partea aceasta economică, dar la nivel de management la minister, din nou, vedeți, este o diferență foarte mare între cunoștințele pe care le ai pe zona economică, iar Claudiu Năsui este unul dintre tinerii economici buni din țara noastră, dar la nivel managerial, din nou, este o catastrofă. Așteptam să vină cu soluții către Horeca, către mediul de afaceri. N-am văzut absolut nimic, am văzut că a făcut plângeri la DNA. Ok, bun. S-a blocat totul acolo pentru că am și văzut că vrea de asemenea să mărească tariful cartelelor la metrou. Da, adică tot felul de preocupări, da, care nu ajută. Și acum, revenind, eu cred că țara asta nu mai poate să mai ducă restricții atât de puternice, mai ales la nivelul economiei. Oamenii au respectat, oamenii respectă măsurile. De unde vin aceste cazuri noi de îmbolnăviri? Noi este o proastă gestionare, un prost management la nivelul fiecarei comunități în parte. Și mă refer aici, în primul rând, la testare și la focare. Și dacă începem acum să povestim fiecare de la cunoștințele noastre, o să aflăm cât de dificil a fost să ia legătura cu DSP-ul. Adică domnul Voiculescu, un loc să se ocupe de exportat date, mai bine s-ar ocupa de o analiză, nu știu, DSP-urilor, situația în ceea ce privește școlile, că iarăși începem să le închidem și copiii aceștia o să-și distrugă efectiv viitorul. Deci, cred că de la un punct încolo a devenit o chestiune de management al situației, că cetățenii respectă regulile, toți suntem cu măștile, cu dezinfectantul, în continuare facem aceste lucruri și au devenit rutină în viața noastră. Însă dacă statul cu instituțiile lui, dar nu funcționează cum trebuie. Atâția cunoscuți am care au sunat la DSP și până la urmă nici nu au fost luați în evidență. Păi evident că dacă tu nu dai de nimeni la DSP și întârzi 3-4 zile ajungi în stare critică la ATI, apoi și se supra-solicită toate spitalele și secțiile.